când am făcut cunoștință, s-a luat discuția de religie și așa a fost o coincidență că ambii eram atei. Adică nu ne-am influențat cu nimic în privința asta. Botezul a fost problemă. Cununia n-a fost mare problemă, a fost acolo, ei, oricum trebuie, că toată lumea face. Și noi am zis că nu, și aici s-a încheiat toată discuția. Părinții noștri pur și simplu înțeles că cu noi nu-i sens să te cerți, să încerci să ne impui ceva nou. Cu botezul a fost chestia că cum copilul fără îngeraș, da, a, și cum ați crească el așa, că la școală n-a să-l primească. Da, aici a fost o bucățică de scandal. La orele de religie se poate scris refuz. Adică eu la grădiniță, la școală, automat, orele de religie exclus. Evident, poeziile, înger, îngeraș meu sau chestii gen, nu o să pot să interzic cineva, spun tot copii, dar asta e exact o poezie ca și despre Moș Crăciun. Eu o să-i explic copilul chestia, așa ceva religie. Tu dacă o scriești mare și o să ajungi la concluzia că tu crezi că într-adevăr ceva există, dragul meu, eu te susțin în toate. Vrei, mergem, ne te botezăm când ești mare, te susțin absolut în toate. Dar asta trebuie să fie absolut decizia ta. Nu vreau să influențez absolut cu nimic. Trezăm, mâncăm copii mici. Ne trezăm, îți spălăm pe dinți și mâncăm. Da, adică fără rugăciuni, fără... Noi nu suntem mulțumiți, de exemplu, cum oamenii că scol dimineața, oamenii religioși scol dimineața și mulțumesc unui oarecare zeu, depinde cine cred, s-au trezit dimineața. Nu, eu mulțumesc corpului meu și inimii mele și naturii că nu a fost niciun cutremur și n-a căzut podul peste mine și așa mai departe. Adică avem o rutină zilnică exact ca tot. Noi nu ne rugăm înaintea mesei, noi suntem mulțumiți că avem un salariu, suntem mulțumiți țăranilor de la țară că muncesc și sunt fructe și legume și așa mai departe. Adică nu ne complicăm viața așa de tare. Da, și duminică dormim mai mult, nu ducem la biserică. Da. Și dacă sărbătorile în general nu le sărbătorim, adică cum? Crăciunul la noi e sărbătoare familiară ce leagă de părinți. Adică nu, familia. Da, dacă suntem noi singuri acasă, noi nu sărbătorim, dar așa plecăm la rude. Asta e ceva familiar, ceva unde strânge toată familia. Nu e anume o sărbătoare religioasă. Duminica spălăm, facem mâncare, nu e nimic, nu de se poate. De post mâncăm. Bine, lăsăm ceea ce nu afectează pe alți oameni, ce nu ajunge la violență, la... Atât timp când nu duci la închisoare, e bine. Dacă este șansă să duci încolo, e rău. Nu te bate, nu fura, nu ucide, nu ucide. Și să înveți bine la școală și la școală singură să spună ce este bine și ce este rău. Adică nu ține numai de noi, ține deja de profesorii care să fie la școală. În general, de societate. Da. În mare parte societatea îl crește. Depinde de anturajul care o să crească. Nu ține toată viața acasă și, de exemplu, chiar dacă copilul o să începe, nu știu, a fuma abia când o să fie în școală, o n-o să fiu permanent gândând să-i rup țigara sau să-i arunc paharul. Asta depinde de societate, de prieteni, de grupul, de oameni care să-l aibă. Eu o să fac tot posibil ca să crească un om bun. Să crească un om care respectă, care ajută oamenii din jur, care... Dar nu depinde tot de noi. Copilul depinde de noi până la vârsta de 16 ani. Până ce nu își formează grupul de prieteni. După asta, el deja singur să vadă ce vrea și ce nu vrea. Eu vreau pe dânsul să-l susțin absolut în toate. Atâta timp cât asta nu-i cauzează lui rău sau celor din jur. De exemplu, chiar dacă copilul meu îți vii la o vârstă oricare și îmi zic, mama, eu sunt gay. O să zic, bravo, dragul mami, și ce facem mai departe? Nu o să-l duc la psiholog, la psihiatru, să-l bat, să-l țin închis în casă. Ok, da, eu aș vrea copilul meu să aibă o familie tradițională, să aibă un copil, eu să am un nepot, foarte tare aș vrea. Dar dacă copilul meu vine și o să-mi spui tot ce el e gay, e copilul meu. Nu pot să-l mă dezic de el doar pentru chestia asta. La urma urmei, asta e ceva natural. Nu-i boală psihic și așa mai departe.
Bine, dacă el o să fie gay, asta nu înseamnă neapărat că nu o să ai nepoței. Da, da, asta e în Moldova. Nu, poate dacă o să mute undeva în Moldova, nu cred.